Este ora 14, bună ziua, bine v-am regăsit. Guvernul condus de Nicolae Ciucă se pregătește pentru a nu fi luat prin surprindere de o criză alimentară, așa că executivul a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență prin care cere tuturor operatorilor din domeniul agricol și cel al producției alimentare să comunice stocurile deținute. Documentul se referă la legume, fructe, cereale, carne și produse din carne, lapte sau făină. Puteți să vedeți pe micile ecrane în aceste momente acel document despre care am vorbit. Înainte de a începe dezbaterile, vreau să vă prezint invitații mei de la această oră. Îl salut pe jurnalistul Spot Media, Emilian Isail, în platou alături de mine. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. De asemenea, vicepreședintele PNL Adrian Cozma este în platou. Mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Bună ziua. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Îi salut și pe Marius Umelnicu, senator din partea Partidului Social Democrat, și Sorin Mina, președintele Federației Patronale din Industria Alimentară Romalimenta. Vă salut, domnilor, și vă mulțumesc pentru prezență. Domnule Mina, cu dumneavoastră aș vrea să încep această discuție. De ce credeți că este necesară o astfel de măsură, o astfel de ordonanță de urgență? Mi-a spus vorbele în gură. Nu cred că este necesară. Deci nu pot să cred că este necesară. Deci este birocrație pură. Deci explicați-ne puțin. Sigur, da. Dacă cineva de acolo din platou... Vreau să-i rog pe colegi să și vedem documentul pe ecran. Pe noi ne cunoaște deja lumea și știe cum deci arătăm. Haideți să vedem documentul, pentru că este foarte important ce se regăsește în acest document. Vă rog, domnule Mina. Deci, doamne, la ora actuală se fac raportări periodice de stocuri. E lege, se fac de către fiecare. Raportări bilunare. De stocuri este o chestie care nu are absolut nicio noimă. În primul rând că marea majoritate a produselor care sunt trecute pe listă nu au stocuri. Preparatele din carne nu cunosc nicio fabrică care le ține pe stoc și nu înțeleg de ce le ține pe stoc. Sunt lucruri nici care se urează conserve, la mă gândesc că se face referire la conserve din carne, nu știu, pateu, abarnă. Doamne, nici conservele, nici pateu. Nimeni nu lucrează pe stoc. Singurul lucru din ce aș citi dumneavoastră, cerealele și făina s-ar putea să fie pe stoc. Laptele. Miere. Miere, de asemenea, văd aici. Mierea nu este un produs care este fantastic vandabil. Din ce știu eu, vânzarea de miere totdeauna a fost deficitară. Cantitățile sunt mai mari decât cererea. Dar vă întreb, care lapte e stocat și cum se stochează laptele? Eu nu știu cum se poate stoca laptele, că lapte praf n-avem. Carnea. Avem un deficit cronic de carne, mai ales la porc. Care stocuri le raportăm? Dacă e vorba de animale, eu înțeleg. Dacă e vorba de stocurile existente în procesare, nu înțeleg, pentru că nimeni nu lucrează pe stoc. Gândiți-vă la volumul de muncă și pe două părți. Una, la nivelul fiecarei unități și sunt peste 9.000. La nivelul fiecărei unități ar trebui o comisie specializată, măcar un om sau doi, care de două ori pe lună să facă stocurile, pentru că amenziile sunt foarte mari. Deci vor fi stocurile faptice. După aceea, aceste date se dau la nivelul ministerului. Acolo trebuie să existe alți oameni care le prelucrează. Bănuiesc că nu sunt stocate și atâta. După aceea trebuie făcut controlul. Alți oameni care vor controla dacă raportările sunt reale sau nu, pentru că e pericolul de amendă. Ce avantaj am în caz, Doamne ferește, de război sau de ceva? Că știu că în ziua de miercuri eu am 10 kg de cârnați și 20 de kg de crevuși. Pentru că în ziua de joi nu le voi mai avea. Da. Aici este o chestie care trebuie înțeleasă. Cerealele. Există recoltarea la cereale și se depozitate. Legume și fructe? Nu avem depozite pentru legume și fructe și sunt deficitare. Deci despre ce stocuri vorbim? Văd din acest draft, da, de ordonanță de urgență, pentru că este o parte introductivă, da, înainte de a veni aceste articole de lege, spune că, luând în considerare importanța dezvoltării unui plan de reducere a riscurilor legate de securitatea alimentară și stabilirea unui sistem de management al crizelor privind capabilitatea de răspuns specifică sectorului agricol și al industriei alimentare, având în vedere experiența României din timpul
pandemie generată de COVID-19, dificultățile întâmpinate prin transporturile de produse alimentare, practic... Eu n-am înțeles nimic. Eu înțeleg așa, nu aș putea să citesc tot. Eu înțeleg așa, domnule Minea, că guvernul Ciucă se pregătește în cazul în care, Doamne ferește, vine o criză alimentară peste noi, să avem ce mânca, nu? Din declarațiile guvernului și din declarațiile noastre, criza alimentară în România este exclusă. În același timp, raportarea bilunar a tuturor stocurilor, ce legătură au cu criza alimentară și cu siguranța alimentului? Eu nu înțeleg. Nu știu, domnule Cosma, o secundă, poate știe domnul Cosma că are informații mai clare. Aoleu! Oricum e informație, oricum e un document de ultimă oră publicat. Dacă suntem puțin conștienți de ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, cred că aflăm răspunsul și mai citim un pic ordonanța, este răspunsul destul de clar. Stați un pic, domnul Minea, nu ne luați acum peste picior, nu mă luați pe mine cu meseria. Am fost întrebat, aveți puțină răbdare că nu v-am întrerupt. Nu trebuie să vă spun, dar dumneavoastră ce meserie aveți? Eu medic veterinar. Foarte bine să fiți sănătos, eu sunt avocat și am o mică fermă și o gospodărie, înțelegeți? Nu mă pricep. Mă pricep să citesc o ordonanță. Domnul Minea, nu mă întrerupeți, vă rog. Da? De ce? Mă pricep să citesc o ordonanță despre care dezbatem aici în acest platou. Nu vă fiți peste mine, vă rog frumos. Ce spune ordonanța? Mă pricep să citesc o ordonanță, dacă este un act legislativ și mă pricep să citesc. Exact, la acte legislative, dar la conținut vă pricep. Mă pricep, pentru că trăiesc în realitate, ancorat în realitate și vorbesc pe termen. Haideți să vedem care este domnul Cosma. Aveți puțină răbdare, domnul Minea. Nu v-am balat. Haideți să vedem ce are de spus domnul Cosma și vedem după aceea exact despre ce este vorba, vă rog. În contextul actual și având în vedere experiența pe care am avut-o în ultimii 2 ani și văzând că poate în vecin este o problemă, e ca și atunci când stai într-un loc și vezi că vecinului începe să-i ardă casa și tu te uiți prin curte, domnule, am găleț cu apă dacă cumva vine focul spre mine să sting și eu focul. Da? Sau îi dau o mână de ajutor. În contextul acesta este firesc că este binevenită o astfel de ordonanță care să știe concret și autoritățile să știe concret care sunt stocurile de alimente, cereale, carne pe care ne putem baza în cazul în care ar fi vreo problemă. Astăzi, din datele care există, nu există o problemă. Dar de ce să nu fim pregătiți? Cu ce încurcă sau pe cine încurcă dacă faptic știm pe ce ne bazăm în ceea ce privește siguranța alimentară? Nu este un lucru rău. Avem suficienți angajați în Ministerul Agriculturii, structuri descentralizate la nivelul județelor care pot face acest lucru și nu avem raportări care să fie doar umflate. Sigur că acum, în momentul în care ai o astfel de raportare, că aici mai există o chestiune, în momentul în care ai o raportare faptică, concretă, sigur că acestea pot fi verificate și cu finanțele care, sigur, vor să impoziteze, că până la urmă vrem o colectare mai bună. Deci, sunt două elemente aici care trebuie privite și din punctul meu de vedere sunt corecte ambele. Și doar sub acest aspect trebuie privit. Vedem că în Europa sunt niște probleme. Uitați, în Germania, uleiul se dă cu rație în momentul de față. Un litru de ulei la o persoană pe lună. Da? Deci nu vrem să ajungem acolo. Și atunci, când guvernul are toate datele și știe, ne bazăm pe stocuri de floarea soarelui, porumb, grâu și așa mai departe, poate să spună atunci când vede că acestea deja, exportul este masiv și începem să avem sau ar putea fi probleme, să spună stop, nu mai exportăm cereale. Asta este problema. Cine e de bună credință și dacă o privim și eu... Evident că trebuie să pornesc cu bună credință atunci când analizez o astfel de situație extrem, extrem de serioasă. Să spun, da, domnule, dacă e făcută cu bună credință, își are scopul și rostul această ordonanță de urgență. Îi citesc domnului Cosma din legea actuală. Operatorii strategici sunt obligați să raporteze stocurile periodice. Deci această lege există în România. Am spus la început că dacă la cereale se poate raporta un stoc pentru că se face recoltarea o dată pe an, la preparate este imposibil. Nu avem stocuri de preparate, nu le avem. Și raportăm capacitatea de producție, inclusiv către Ministerul Apărării,
Și avem niște sarcini în cazuri grave. La carne, unde suntem deficitari, nu există stoc, deci nu avem ce raporta. Ar însemna să raportăm cantitățile livrate și procesate zilnic în fiecare fabrică. La lapte nu avem stocuri. Deci ce a spus domnul Cosma este, și de aceea l-am întrebat ce meserie are, este un amalgam între stocul existent, legislația existentă și o ordonanță de urgență care se referă la cu totul altceva, se referă la un control. O parte dintre acele cifre sunt cifre confidențiale, ajunse la nivel central, oricare dintre concurenți din țară sau de afară le pot accesa și dacă mi se spune că nu le pot accesa, mă bufește râsul, se pot lua și aduc deficit, aduc prejudicii grave. Deci, în practic, dumneavoastră vorbiți de efecte pe termen lung ale acestor ordonanțe. În același timp, doamnă, în clipa în care mi se cere să raportez, și frumos sună, să raportez de două ori pe lună, pentru a raporta și dau exemplu. Păi așa e la armată, domnul Ciucă, să nu uităm de unde provine și la armată raportează. Poate înțelege și domnul Cosma. Eu la mine în fabrici, înseamnă că îmi numesc o comisie, pentru că așa se procedează. Un om, doi om, trei oameni, care odată la două săptămâni îmi fac stocurile faptice, pentru că amenda e de 500.000 de lei, dacă greșesc. Și o zi, cel puțin, acei oameni îmi fac stocurile. După ce au terminat de făcut stocurile, producția merge în continuare. Stocurile alea nu mai sunt valabile, că mi-au intrat unele în producție și altele în vânzare. De aceea am încercat să spun că stocarea produselor care sunt stocate, dacă le face diferență, ce avem în stocuri? Cereale, făină și animale zic, altceva nu avem în stocuri. Procesate nu avem în stocuri. Bun. Poate la conserve, dar nu cred. Tocmai de aceea ordonanța lămurește și la articolul 5 parcă, face vorbire despre cei care sunt scutiți pentru de a face aceste raportări. Cei mai mici, cei care sunt mai mici. Iar toate societățile mari, consideră că se ține o contabilitate și o evidență foarte clară a produselor. Da? Și nu cred că este o problemă și numai nu trebuie să... Încercați să aruncați în derizoriu acest demers. Că, domnule, cineva o să meargă să numere, nu știu, porumbul sau grâu. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre autoritățile, cele care trebuie să protejeze populația în anumite momente. Ce vorbe mari frumoase, patriotul drag. Eu nu am înțeles, domnule. Nu tot intrați peste toată lumea, că v-am ascultat. Suntem în riscul de a... Păi dumneavoastră ați înțeles? Păi nici dumneavoastră nu înțelegeți. Eu am înțeles, dar dumneavoastră, vreți să Haideți să vorbim pe rând, ceea ce nu-i corect. Domnul Cosma, a adus niște argumente, da? Dumneavoastră n-ați reușit să mă convingeți. Domnul Cosma, vă rog să... Haideți să vorbim pe rând, pentru că scopul acestei emisiuni este de informare. Vrem să facem o dezbatere civilizată și să înțeleagă telespectatorii, că asta e important, ce se întâmplă. De informare vă explic de ce este imposibil. Este purtătoare de costuri și nu ajută pe nimeni. Stocurile, dacă sunt bine evidențiate, și de la noi au fost discuții multiple, de exemplu, cei de la panificație, depozite și așa mai departe, doresc această lege, pentru că doresc stingerea evaziunii. Extinderea acestei legi până la nivel de magazin este greșită, pentru că dă un stoc fluctuant, un stoc care se mișcă în continuu, îmblochează oameni și nu ajunge la niciun fel de realizare. Nu există stocuri fixe, pentru că nicio fabrică din lume nu se stochează marfa. Marfa este produsă pentru a fi vândută. Deci dacă s-ar cere raportarea producției vândute odată pe lună, sau eventual stocurile din depozite care nu există, ar avea o noimă. Raportarea de două ori pe săptămână a stocurilor, sună frumos, dar este Pe lună. Pentru că aceste stocuri sunt în continuă mișcare. Deci ar trebui văzut clar unde sunt și unde nu sunt stocuri. Bun, poate ăsta este scopul. O clipă. Într-un magazin a raportat stocul.
Magazinul trăiește din vânzare. Deci stocul care îl dă astăzi la ora 15, la ora 20 nu va mai fi același. Păi, ce magazin? Un magazin de tipul hipermarket, nu? Dar orice magazin, doamnă, magazinul care nu vinde, dă faliment. Da, dar numai puțin. Spunea se pune ca, pentru a cunoaște la un anumit moment, da? La un anumit moment în România, din toate raportările, a fost acest stoc. Peste două săptămâni, evident că va fi altul și se mișcă mărfile. E logica da, asta. Dar la un anumit că, moment tocmai, e important e bine, să știm e bine cât că, avem în România. Am înțeles. E bine, domnule Minea, că aveți păreri contra, sunt persoane care au păreri pro, tocmai de aceea acest draft se află în dezbatere publică pentru a se veni cu critici sau cu laude. Nu? Doamnă, deci există în legea românească, cei care sunt parlamentari poate ar trebui... Dar în legea românească nu este prevăzut calamitate. Ba, aici da, doamnă, scrie, vorbește scrie de calamitate. Următor. Scrie de calamitate în legea normală? Operatorii strategici sunt obligați să raporteze stocurile periodice. Este legislația română. Doar cei strategici. Bun. Este legislația română. Doar cei strategici. Dar aici sunt invocate niște motive speciale. Asta spun. Dați-mi voie să spun și eu ceva. Vă rog, vă rog, domnule Humelicu. Da, să rămână. Ceea ce a zis foarte bine este un draft. Este în transparență la Ministerul Agriculturii. Cu siguranță, domnul Minea, puteți depune amendamente astfel încât să îmbunătățim această ordonanță de urgență și cu siguranță ea va ajunge atât în Camera Deputaților cât și în Senat. Este. Va ajunge. Este în Parlament. Va ajunge ordonanța de urgență, ceea ce e pe transparență acum la Ministerul Agriculturii. Deci, cel mai important lucru, ceea ce ați spus, este faptul că criza alimentară nu va atinge România și că trebuie să managerem această situație, gândindu-ne în primul rând la români și mai puțin la dacă vreți, la vecinii noștri. Da, vreau să le introduc discuție și pe colegul meu, Emilian Isailă, că ai asistat, Emilian, foarte cu minte, nu ai spus nimic. Păi deși da, cred că nu. Ai foarte multe lucruri de adăugat la discuția noastră, te rog. Da, nu, eu am mai multe întrebări, că nu am niciun răspuns, pentru că, de fapt, eu nu înțeleg că din ordonanța respectivă de ce ai nevoie de să creezi un nou sistem birocratic. Exact ce spunea domnul Mina. Da, de ce spunea domnul Mina, cu nuanța că eu mă aștept ca datele respective, adică guvernul României după 30 de ani de democrație, să aibă mecanisme astfel încât să știe cam cum stăm în fiecare moment cu tot ce înseamnă alimentație, produse strategice mai mult sau mai puțin strategice și așa mai departe. Adică dacă acest mecanism se creează acum, mi se pare o tâmpenie, scuzați-mi expresia. Dacă nu l-am avut, să știți. Dacă deci, dacă a trebuit să înceapă războiul în Ucraina ca să vedem ca guvernul României să afle cam cum stăm cu conservele de pateu și de carne, mi se pare chiar grav. Pe de altă parte, sunt de acord cu domnul Mina că nu poți, sunt produse pe care nu poți să le stochezi. Clar, iar în ordonanță se vorbește despre astfel de stocarea multor produse. Fructe, am văzut fructe conserve stochez, da. Și așa mai departe. Plus că mai este o mare problemă. Din ce știu eu despre economie, dar ca jurnalist, iarăși nu sunt specialist în economie, fiecare stoc înseamnă cost. Depozite. Cei care depozitează cereale, grâne, au niște costuri, pe lângă costuri de investiție să creeze acele, pentru că, în fine, vânzarea grâului este diferită, o vinzi în funcție de cerere, fiecare mare producător încearcă să se adapteze la piață, fie sezonier, mai mult sau mai puțin și așa mai departe. Ține cont de transportul, se lucrează cu cantități foarte mari, deci nu e ca și cum ai vinde, în fine, șosete. Deci, cam asta e problema, adică cu această ordonanță. Deci, cumva, din ce am înțeles eu până acum, noi că la nivelul guvernului avem o criză foarte mare de date pe care ne-am trezit acum să creăm un sistem birocratic care e costisitor pentru toată lumea, inclusiv pentru guvern. Că dacă dumneavoastră a spus aici că sunt oameni în Ministerul Agriculturii, bănuiesc că oamenii aveau ceva de făcut. Acum le mai dați ceva, ori trebuie să le măriți salariile, ori trebuie să mai angajați oameni ca să facă această operațiune.
Da, nu există stoc, spuneați că se raportează într-un fel stocurile astea. Raportarea se face online, să știți, pe o platformă. Doamne, raportarea se face online. Așa. Acest strategic, asta am încercat să explic. Faptul că se fac niște raportări de stocuri este o chestie absolut normală și se practică. Mai mult decât atât, la începutul fiecărui an, fiecare societate producătoare face niște liste în care spune care a fost producția anului trecut, care e previzibilul anul ăsta aproximativ, că exact nu știe nimeni, și în caz de necesitate, război în cazul nostru, cu ce poate să ajute, care stocurile care le poate da mai departe. Problema este că dacă griul și toate cerealele se depozitează pentru că există o singură recoltare și se fac ieșiri periodice prin vânzare în cantitate mare, care sunt trecute prin contabilitate, dacă se lucrează la alt, și care pot fi date mai departe, în clipa în care ajungem la fabricile de procesare și la retail, aceste stocuri sunt iluzorii. Nu există nicio fabrică, nici de lapte, nici de carne, nici de bere, care să lucreze pe stoc. Cumpărăm materiile prime strict necesare, le băgăm în fabricație și ceea ce am produs vindem. Deci raportările bilunare n-au absolut nicio noimă, decât că blochează niște oameni care fac inventare, deci birocrație, dar pe care noi îi plătim, că aceste date, și este vorba de datele de la mii de societăți private, se dau online către Ministerul Agriculturii, unde trebuie prelucrate, pentru că dacă doar le dăm și se stochează, o facem de pomană. Acolo, cum bine a spus, avem nevoie de niște oameni care să le prelucreze. Dacă îi avem, înseamnă că până acum au stat degeaba. Dacă angajăm alții noi, mă bucur intens de această chestie, și care după ce le prelucrează, le dau mai departe pentru ce? Deci este muncă inutilă. În același timp, ca cineva la ora actuală să aibă toate datele de prelucrare, procesare și depozitare a tuturor unităților de producție din România, este o bază de date al naibii de periculoasă. Ca cineva să aibă toate stocurile de două ori pe lună dintr-o rețea de hipermarket, să-i vadă vânzările în clar pe produse, sunt lucruri pe care alții le-ar cumpăra cu cea mai mare plăcere. Deci se creează suspiciunea, cel puțin, că această bază de date poate să plece mai departe. Nu servește cuiva în România, pentru că nu sunt produse strategice, dar poate să servească oricărui investitor sau oricărui fabricant care dorește să intre pe piața românească. Am înțeles. Dacă îmi permiteți un scurt răspuns, n-am să intru în logica aceasta conspiraționistă prezentată de către domnul Minea, că cineva vrea să vadă stocurile și așa mai departe, că oricum le poate vedea până la urmă, dacă e vorba de un agent economic din afara țării care ar vrea să știe realitatea. Nu asta este discuția. Este cel puțin surprinzătoare vehemența cu care respinge domnul Minea această ordonanță. Eu am spus că sunt cel puțin două muncesc, aspecte care trebuie să vedem. Și eu muncesc, să știți. Poate nu intru într-o dezbatere cu dumneavoastră. Poate munciți dumneavoastră prost. Nu știți dumneavoastră ce muncesc eu în primul rând. Haideți, vă rog să... Vă rog să mă lăsați să termin. Ideea că nu v-am întrerupt. În condițiile actuale, în care se făceau raportări la final de an, producția de grâu și așa mai departe, astăzi și vremurilor pe care le trăim geopolitic, la nivel mondial dacă vreți, sau mai intens aici în această zonă a Europei, se impune să existe o evidență mai clară, reală, la două săptămâni, la o lună, la o lună jumate. De ce? Ce este rău în asta? Nu este absolut nimic rău, să vedem cum stau lucrurile. E mai înainte important să știu dacă sunt avem, suficiente resurse. Vă spun că avem direcții agricole, în fiecare județ, da? Nu intru într-o dezbatere care ce fac sau ce nu fac. Erau DSP-urile la începutul pandemiei. Care astăzi dau niște avize. Ne-am dat seama exact cum foarte bine spuneți. Și cam atât. Și foarte bine ați punctat DSP-urile, care ne-am dat seama că totuși au un rol în pandemie. Astăzi direcțiile agricole ar trebui un pic mișcate, să știm ce se întâmplă în teren. Ei bine, eu sunt convins că atunci când vii cu o propunere, această ordonanță,
este doar în dezbatere, poate fi, este perfectibilă, nu este perfectă. Tocmai asta este menirea acestei instituții a dezbaterii publice. Și acum domnul Minea, cu asociația pe care o reprezintă, poate face propuneri care sunt convins că unele sunt foarte bune. Dar vehemența aceasta de a, din capul locului, nu-i bine în țară, nimic, supra-aglomerăm lucrurile, deja pe mine, mie îmi naște serioasă semnul de întrebare, credibilitatea și bună credință a domnului Minea. Da, aveți dreptate. Mai puțin, domnul domnule Minea, o secundă că mai avem un invitat, trebuie să vorbim și cu domnul Humelnicu, că nu l-am invitat degeaba. Vreau să-l întreb că poate PSD-ul are alt punct de vedere, n-am apucat să auzim poziția domniei sale decât o simplă adăugire pe care a făcut-o mai devreme. Vă rog, PSD-ul cum vede lucrurile? E de bine, nu că acum dacă sunteți împreună la guvernare, n-aveți cum să spuneți că nu-i de bine. Nu, dar suntem într-o coaliție. Exact. Ministrul Agriculturii este domnul Adrian Chesnoi, un ministru foarte bun și în care noi avem încredere și către românii au încredere pentru că ia decizii bune și foarte bune pentru tot ce înseamnă procesare. Credem că, cum am mai spus, este un draft, este în transparență. Oricine poate în momentul de față să depună amendamente. Eu știu că raportarea se face online, ceea ce înseamnă că trebuie să digitalizăm România și atunci vom avea aceste informații într-un timp util, real. Faptul că într-adevăr cineva ar putea fura, dacă pot spune, vorbim de securitate cibernetică și atunci ar trebui aceste date păstrate doar pentru cei ce au nevoie, nu pentru a informa concurența. Și mai știu că stocurile trebuie raportate sfârșitul lunii. Da, și în 15 zile, în luna următoare, deci înseamnă o dată pe lună, cred că e un lucru bun că trebuie să știm noi, România, românii, în această perioadă de criză, să știm pe ce ne bazăm. Cu siguranță fluxurile de marfă fluctuează, este un lucru normal, dar în același timp știm fiecare dintre operatorul economic știe pe ce se poate baza, cu o influență plus sau minus, dacă vezi, la tonaj. Da, eu sunt foarte curioasă cum s-au desfășurat lucrurile până acum. Intervenție. Domnul senator, există o mare problemă în lege, dacă n-ai citit-o. Raportarea greșită se penalizează cu amendă de până la 500.000 de lei. Deci nu este vorba de stocuri aproximative, ci este vorba de stocuri reale. Deci este vorba de inventar. De ce da, domnul Minea, vorbim că bagi o amendă de așa de mare, când la ora actuală noi facem aceste raportări? De ce se cere bilunar? De ce se cere marfă care fluctuează sub amenințarea unei amenzi uluitoare? Mie mă irase mai mult a control, a o dorință de control exacerbată, care de fapt nu și are locul. La nivel de comunitate europeană s-a recomandat ca fiecare țară membră să aibă, acolo unde se poate, stocurile, și repet, stocurile, nu producțiile, da, stocurile de produse agroalimentare. De ce am spus că legea, dacă vorbim de stocuri de produse agroalimentare, este bună, sigur că e perfectibilă, dacă vorbim de producție lunară, deci de toate fabricile, uzinele, magazinele din România, este inutilă. Pentru că dacă mi s-ar cer odată la 3 luni de zile să dau vânzările, ar fi mult mai utilă, pentru că vânzările îmi dau o cifră corectă. Păi da, dar nu sunt justificate aceste raportări acum. Că asta încercam eu să vă spun, domnule Minea, și vreau să ne lămuriți puțin cum se desfășurau lucrurile până acum. Și ceea ce voiam eu să punctez este faptul că în acest draft de ordonanță de urgență se regăsesc niște cuvinte foarte sensibile. Calamitate, război, adică este ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc așa ceva. Și totdeauna într-o legislație de genul ăsta se adaugă o frază la sfârșit. Și ori de câte ori se consideră necesar. Asta se numește abuz. Deci în clipa în care mi se specifică în caz de conflict armat, război, va trebui să dăm niște date suplimentare, mi se pare absolut normal. Pandemia e pătrecută. În timpul pandemiei, datele care le-am dat au fost aceleași. Și repet, în fiecare an
dăm aceste date, aproximativ egal, exact nu le poate da nimeni. În același timp, cei strategici, și strategicii sunt cei care produc materii prime, dau aceste raportări mult mai des, așa e legea în România. La ora actuală... Da, am înțeles. Deci dumneavoastră raportați în momentul acesta. Da. Bun, haideți să ne lămurim puțin ce este cu riscul acesta de foamete și cu existența lui sau neexistența. Pentru că avem în felul următor și vreau să-i rog pe colegi să difuzăm postarea ministrului agriculturii din urmă cu puțin timp de pe Facebook, în care a spus, o secundă să o găsesc, am căutat legea și s-a dus postarea. Nu avem motive de panică. Nu sunt premise că în România, ca în România să avem o criză alimentară. Este mesajul meu responsabil pentru toți cei care simt nevoia să dezbată problema crizelor și din perspectiva unei posibile crize alimentare care ar afecta țara noastră. Bun. Domnul Chesnoiu vine și ne spune clar, nu vom avea o criză alimentară și nu a spus-o acum, o spune dintotdeauna. Emilian Isailă, și de ce venim cu ordonanțe de genul ăsta? Adică, mi se pare că se bat cumva lucrurile cap în cap. Păi da, așa e la noi. Nu există o strategie coerentă și o comunicare coerentă. În opinia mea, ordonanța încearcă cumva să pregătească agenții economici, asta e singurul termen, să pregătească agenții economici pentru o situație dificilă, cumva într-adevăr o criză alimentară. Dar această pregătire mi se pare, ți-am zis, cel puțin un pic neeficientă, ca să fiu cât mai diplomat cu putință, că nu vreau să pun gaz pe foc. Pe de altă parte, este clar că sunt niște mișcări la nivelul executivului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la nivel global. O posibilă criză provocată de imposibilitatea de a transporta grâul din Ucraina și Rusia către statele din lumea a treia, din Africa și așa mai departe, din cauza războiului. Acest lucru produce o dereglare a pieții la nivel global. Și lucrurile poate să afecteze pe toată lumea. Care e problema? Prețul grâului poate să crească și atunci, cum să zic eu, grâul e un asset, cum se spune în economie, care afectează toate celelalte piețe. Deci un preț mare la grâu înseamnă scumpiri în lanț, exact cum se întâmplă la petrol. Deci cred că guvernul urmărește să aibă o vedere foarte clară a tuturor produselor care sunt pe piață în cazul în care apare un dereglaj economic. De asta vă spun mai degrabă de creșteri de prețuri decât de foamete. Probabil că are dreptate ministrul agriculturii. Nu o să fie foamete în România, dar poate să fie o pâine foarte scumpă. Asta nu ne spune nimeni. Și atunci cumva să știe exact câtă marfă ca să poată să pună presiune pe agenții economici, în opinia mea, să numărească prețurile. Deci eu cred că mecanismul din spatele acestei ordonanțe are mai mult legătură cu reglarea pieții în caz de urgență decât cu stocuri sau cu asta. Adică vor să știe decât cu o raportare. Domnule, concretă. Dacă cineva crește prețul la conserve, noi ne ducem la producătorii respectivi, știm cât produce, știm așa și ne luăm de el, mai ales pentru că mai există o decizie ciudată, aceea cu prețurile, cu faptul că poți fi cercetat ca agent economic dacă mărești prețurile, în fine, pe un termen extrem de general pentru economia de piață, nejustificat. Nimeni nu știe ce înseamnă nejustificat. Deci, așa îmi explic eu această ordonanță, coroborată cu aceste semnale care spun că în România nu va fi foamete. Nu va fi foamete, dar există posibilitatea ca prețurile la alimente să crească necontrolat în perioada următoare dacă criza și perturbările care sunt la nivel global se accentuează. Aici mai este un aspect și bine a punctat domnul Isailă. Ideea este că mai are un aspect foarte important această reglementare. Oarecum previne specula.
au fost foarte multe momente și sunt în continuare momente de care profită anumiți agenți economici sau anumiți producători. Și nejustificat cresc prețurile. Ei, dacă guvernul va ști că avem atâtea milioane de tone de grâu pe stoc, atâta porumb, atâtea conserve, atâta carne. Deci e clar că în momentul acela avem o imagine clară a ceea ce avem astăzi în România. Și se pune întrebarea, care este motivul pentru care măriți prețurile dacă toate celelalte produse secundare nu au crescut sau produsele de bază care au stat la baza producției. Dar deci, în momentul ăsta nu se întâmplă acest lucru? Nu există în momentul acesta, pentru că aici este foarte interesantă vehemența cu care unele asociații nu sunt de acord cu raportarea. Și aici o să înțelegem, dar mai durează câteva zile, să înțelegem de ce există așa o vehemență, o respingere a acestei reglementări care nu face altceva decât să creeze o imagine clară a ceea ce avem. Și să-i întrebe pe unii, care este, de ce trebuie mărit cu 50% prețul? Da? Și aici nu le convine unora. Ei, eu vreau să cred și sper și chiar am convingerea că actualul guvern urmărește să facă viața mai ușoară a românilor, nu mai grea, și unii să se îmbogățească, iar alții să sărăcească. Acest lucru nu este corect. Dacă este greu, trebuie să fie... Imediat, asta să termine, domnul Cosma, și vin la dumneavoastră, domnule Mine. Să mai spun și eu ceva, vă rog. Imediat. O situație de criză și dacă este un moment greu pe care trebuie să-l depășim, greu trebuie să-l ducem toți. Nu pentru unii să fie bine, iar alții să ducă greu. Asta trebuie să înțelegem și să realizăm că suntem într-un moment de cotitură din punct de vedere geopolitic. La câțiva kilometri de granița noastră totuși este un război, da, care a afectat mult. Producția de grâne din Ucraina a reprezentat un procent important la nivel global. Și acea producție nu o vom avea anul acesta. Și de aceea guvernul este foarte bine că face aceste verificări ca să aibă o imagine clară a ceea ce reprezintă industria alimentară în România. Vă rog, domnule Mine. Am două mari probleme. Una, las la o parte insinuările care le face domnul Cosma, e treaba domnului sale. Dacă nu mă înșel, este la Partidul Național Liberal, corect? Corect. Deci, viziunea dânsului despre liberali este ciudată. Poate sunt niște liberali mai comuniști decât ceilalți. În al doilea rând, o să-i vorbesc despre reglarea pieții și prețurile de speculă. Nu cunosc termenul, speculă, și nu este legiferat în nicio țară din lume. La ora actuală, prețurile au crescut și au fost oameni care au împins prețurile în sus prin declarații. Dar piața le-a reglat. Țin să vă anunț că toate creșterile de preț sunt stagnate de vreo două săptămâni. Mai mult decât atâta, a apărut o diminuare a prețurilor tocmai datorită cumpărătorului. Într-o piață liberă, poate domnul liberal înțelege chestia asta, prețurile sunt reglate de către cumpărător, nu reglate de către stat. Statul reglează prețurile în țările comuniste. Îi recomand Coreea, îi recomand Cuba, mai sunt încă câteva, eventual Rusia. Iar în rest, acuzele nefondate că anumite asociații doresc majorarea de preț este un lucru de care se ocupă Consiliul Concurenței. Și aș vrea să mi se dea o singură declarație a mea în care am vorbit despre creșteri de preț sau necesitatea creșterilor de preț. Pentru că Consiliul Concurenței se ocupă de acest lucru. Iar specula este un termen care nu există. Ca un liberal să vorbească de aceste chestii este stupid. Celălalt reprezentant care este de la PSD, un partid de stânga, la care m-aș fi putut aștepta la aceste chestii, a avut un discurs logic și pertinent. Și țin să anunț că noi nu-l atacăm pe Ministrul Agriculturii, cu care avem o relație minunată. Noi atacăm birocrația și lipsa de viziune asupra pieții a unora care se cred oameni politici. Și cu chestia asta eu mi-am încheiat dialogul și încerc scuze, eu intru într-o ședință de prețuri. Acum, dacă ne spuneți că aveți o relație minunată, devine și mai clară imaginea. Vă mulțumesc imaginea. Tare mult, domnule Mina, pentru intervenție. Aș vrea să fac o singură precizare. O secundă, îmi spun colegii, trebuie să luăm 2-3 minute de publicitate. Vin la dumneavoastră, domnule Humelnicu, după publicitate și la dumneavoastră, domnule Cosma, să vă rețineți ideea. Ne întoarcem.
Am revenit în direct și continuăm discuția legat de proiectul de ordonanță de urgență pe care executivul l-a pus în dezbatere publică. Prevede ca producătorii agricoli să raporteze stocurile de marfă și, bineînțeles, și producătorii din industria alimentară. Domnul Humelnicu, v-am promis că o să vă dau cuvântul după publicitate și iată, mă țin de promisiune, vă rog. Da, mulțumesc. Într-adevăr, ceea ce a spus și spune domnul ministru al agriculturii, domnul Adrian Chesnoi, e un ministru foarte bun în guvernul PSD-PNL-UDMR. Nu vom avea criza alimentară în România. Deci că am luat noi în această coaliție, am luat decizii și măsuri foarte bune în sprijin pentru România și vreau să vă enumăr doar două, acel salariu minim în agricultură și industria alimentară de 3.000 de lei brut și acel 10% din valoarea produselor procesate pentru fermieri. E o primă acordată de Guvernul României. Cred că ar trebui să jucăm un rol mult mai important noi ca și țară, atât în Europa cât și în lume. De ce? Pentru că producem 11 milioane de tone de grâu, producem 15 milioane de tone de porumb și 3 milioane de tone de floarea soarelui. A trebuit și consumăm mai puțin de jumătate. A trebuit să și procesăm aceste pentru a avea un adaos comercial, pentru a câștiga și a înclina această balanță comercială care în momentul când vorbim este de minus a ce importăm față de ce exportăm, de minus 23,5 miliarde de euro. Cred că împreună reușim să, v-am spus, în acest sector agricol fascinant să putem într-adevăr să avem un cuvânt de spus. Vă rog, domnule Cosma. I-am rămas dator domnului Minea cu o replică. Nu l-am auzit să spună absolut nimic despre prețul fulminant al uleiului în magazine. Pentru că pe mine mă interesează și sunt convins că suntem mulți pe care ne interesează această explozie a prețurilor, care bineînțeles în mare parte este dictată de cerere și ofertă. În schimb, eu ce vreau să zic? Dacă exista o raportare clară și o situație clară a stocurilor de floarea soarelui pe care le are România și le au producătorii, poate situația era alta astăzi. Nu aveam o majorare de la 4 lei la 14 lei a litrului de ulei, care bineînțeles că nu convine nimănui. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Germania, unde se dă curația uleiului și ulei de rapiță, nu ulei de floarea soarelui, că nu mai au de floarea soarelui. Deci în aceste condiții este foarte clar că este nevoie de o imagine clară, realistă, nu raportări ca pe vremea lui Ceaușescu, când trebuia se făceau raportări umflate și când dădeam de o anumită situație mai grea, ei bine, duceam greu cu toții. Deci de aceea și această ordonanță... Ce vă garantează că aceste raportări vor fi făcute corect de această dată? Atunci pentru că ne-a spus domnul Minea că deja se fac aceste raportări, sunt obligați se fac anual acele raportări. Exact. Se fac anual acele raportări. Orice lege are o sancțiune, așa cum și eu și dumneavoastră, de la momentul când ieșim din casă avem anumite obligații și drepturi, așa și producătorii care iau subvenții, agricultorii, au anumite obligații. Și repet, nu trebuie văzută ca o povară chestiunea aceasta și nici nu trebuie, cum să zic, să o vedem ca și cum cineva vrea să controleze. Nu e vorba de control. Raportezi ce ai foarte bine. Acele toate trec prin, se fiscalizează și așa mai departe. Dar este importantă siguranța alimentară a României. Eu în tonul ăsta vreau să văd în primul rând obiectivul acestei ordonanțe de urgență, păi care, repet, este în dezbatere. Nu prea e în tonul ăsta redactată. Că dacă era redactată în tonul ăsta, o dezbăteam uitați-vă, așa. Dar uitați-vă, dar citiți al treilea paragraf unde spune, dat fiind situația la nivel european cu stocurile de alimente. Este una dintre prevederi, da? Da, într-adevăr, da. Păi și atunci? Nu este destul de clar? Da, nu știu. Mie mi se pare că este strict legată de criza alimentară care se va năpădi asupra Europei și care cumva ne va afecta și pe noi. Ne poate dacă afecta. Dacă îmi dai voie, Aneta. Te rog, te rog. Aici, în opinia mea, nu se vede, cum să zic, nu vedem
partea reală a ce se întâmplă. Aceste crize, de exemplu criza uleiului, pentru că domnul Cosma a dat o exemplu. De fapt, criza uleiului nu a apărut din cauza că nu e floarea soarelui, suficientă floarea soarelui la nivelul Europei sau nu s-a produs suficient. Marea problemă apar din blocajele logistice, iar ele sunt mult mai complicate și nu pot fi rezolvate cu o raportare. Un blocaj logistic are legătură cu faptul că nu ai suficiente containere, că ai 3 porturi europene blocate care nu poate să transporte suficientă marfă, că ai o fabrică de prelucrare a florisoarelui care s-a închis din anumit că a fost bombardată în Ucraina. Deci toate aceste lucruri sunt mult mai complicate și asta în preț asta se vede, de fapt. Se vede o disfuncționalitate pe fluxul mărfii respectivă, care trece în materie primă în produsul finit. Deci criza uleiului nu s-a produs că nu există suficient, nu se produce suficient. Și ce ne garantează că nu garantează nimic, pentru că în acest moment în lume avem criza laptelui praf de bebeluș și din Statele Unite, avem o criză energetică, gaz, petrol, așa, avem criză de floarea soarelui, sunt 4 crize în același timp. Avem, pe de altă parte, logistic stăm foarte prost. China are restricții de COVID, porturile, multe porturi sunt blocate. Ai o problemă cu porturile europene care sunt blocate și ele din cauza războiului. Uitați ce se întâmplă în portul Constanța, unde e supraaglomerat și nu poți să-l descarci pentru că ucrainienii au rămas fără 3-4 porturi. Rusia este în embargou, deci tot ce însemna platforma economică acolo este închis. Și atunci, asta e problema, că eu nu cred că în acest moment există o problemă de producție, că dădeați de exemplu grâului. Grâul va crește prețul, deși Ucraina produce grâu, ei vor pierde la producție în jur de 30%, din câte am înțeles, spre 40% din cauza războiului, deci vor produce 60% din cât au produs anul trecut, dar vor rămâne cu grâu acolo pentru că nu au cum să-l transporte. Și asta e foarte greu pentru un guvern al unui stat național să rezolve de la sine. Și da, de asta zic că aceste disfuncționalități de prețuri vor apărea și nu cred că pot fi rezolvate printr-o intervenție brutală a unui guvern în piața liberă, pentru că altfel, cu tot războiul și cu toate crizele care se întâmplă, generăm o altă criză și mai mare, adică faptul că poți să-ți distrugi propria economie, ceea ce am foarte mari rezerve în situația asta. Trebuie să fim realiști. 30 de secunde, nu mai avem. Noi trebuie să fim realiști că în situația în care se cunoșteau stocurile la modul real de floarea soarelui de ulei, situația putea fi prevenită la aceste creșteri. Ori un guvern trebuie parțial, să aibă, grijă în primul rând de cetățenii săi. Și apoi, sigur, ținând cont de toate aspecte, dar într-o situație de criză aplici măsuri pe care consider că te pot ajuta. Vă mulțumesc tare mult, domnilor Adrian Cosma, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Marius Umelicu, Emilian Isteilă, cu mare drag vă mai aștept și cu altă ocazie. Mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O emisiune nouă începe imediat pe B1 TV și o salutăm pe noua noastră colegă Ioana Constantin. Vă așteaptă în doar câteva minute la Politica Zilei. Mai bine!